lacrimile, da? Să-s lacrimile. Nu întotdeauna mănânci struguri. Pentru că atunci când nu trebuie să mănânci struguri, mănânci lacrimile cuiva. Ok. Asta trebuia să o spun mai de mult. Bun. Se cliruie fiecare. E foarte serios. Se cliruie. Nu e deloc ceea ce pare. Viața nu e deloc cum pare. E foarte serios. Te iei în mâini. Cauți. Întrebi. Dinăuntru tău, în afară. Ce ai crezut tu când ai intrat în ghost mode? Ultima viață, amintirile care te iubesc, despre copilul tău, despre familia ta. În ce te-ai născut, cum, ce, tot, 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 tot. Nu e nimic. N-a fost nimic adevărat. Adu-ți aminte filmele care ți-au plăcut. Ele îți spun tot drumul, îți spun, da? Tot. Te interesează ceva dinăuntru tău, răspunsurile. Când te uiți la un film și îți place, e despre tine. Filmul Ai ce duri. Era un film. Ea și-a pierdut. Ea nu știa că n-a născut copilul. Și era. Apare avionul. Nu știu, era ceva legat cu avion. Era în avion toată lumea și a apărut de undeva, peste ani. Sau mi s-au împreună două filme s-au suprapus. Și asta poate fi. Da, avionul care a dispărut și la un moment dat apare. Da, ceva de genul. Și apare sau a trecut ceva și ea era cu fetița ei lângă și la un moment dat se schimbă, trece în altă lume și e fără copil și nebunită și își caută copilul și era cu ea. E foarte serios. Da? Ca să te ajute să dai vălul la o parte de pe tine. Și ea n-a avut copil niciodată. Toată viața să trăiască cu gândul că are copilul, să îți dai seama. Filmele care te iubesc, adevărurile care ți se spun, care ți se arată simbolic și tu crezi că așa a fost și e altfel. Și vai de mine, e total. Îți dai seama că sare acolo unde, în locul oamenilor dragi, e cu totul altcineva? De aia. Da? Că și ei nu e vina nimănui încă o dată. Vina nimănui. Omul nu știe, se trezește odată în pielea copilului nu știu cui. Știi? Și crescut. Și aia nici nu are copil. Sau familia crede că ea e și nici nu e în familia aia, nici n-a fost niciodată. Și ea se crede acolo, sau el, cine îi. Nici n-a fost așa ceva, nici nu s-a ocupat cu așa ceva în viață. Nici n-a lucrat așa ceva, a lucrat cu totul altceva. Acolo ești. Vezi mai departe. Ok.